Bună ziua! În acest tutorial aș dori să vă arăt cum se face un folder ascuns. Deci așa, începem. S-ați dat pap. Apăsăm Alt, scriem 255. Enter. Mă scuzați. Așa. Alt, 255. Și să schimbăm folder. Soistfa, nostru ochi, să vedeți în acel. Aici sunt trei folderuri invizibile. Patru. Alegem unul din ele. Ok. Primerit. Nu se vede. Ok. Dați-l. E foarte simplu de fapt așa ceva. Eu cred că vă prinde bine să știți cum se face un folder ascuns. Mulțumesc, o zi bună în continuare. Mulțumesc de vizionare.